Salutare! Salutare și bine, m-am găsit la un ovid. La un ovid așa de frumos la noi, la pădure. Primul video de la pădure din acest an. Am venit la căutat ursici. Am venit că știi cum e, a început postul cu de astăzi. Da, e o iarbă foarte bună la organism. Da. Acum hai să mergem să o vedem dacă mai găsim. Deja... Suntem în martie. Da, se aud sunetul drujbelor. De aici traseul, unde poți să faci o plimbare foarte faină. Ce frumos cântă păsărelele. Te relaxezi doar dacă vii și asculti sunetul păsărelor. Dar eu am venit relaxat. Mai înainte râdeam că am zis că știi că a venit primăvara când auzi sunetul drujbei, nu? Da. Da, toată lumea începe să lucreze la casă, la țară, la locuințe. A ieșit ursul din bărlog. Ia să vedem noi dacă a ieșit și urzica. Urzica. Hai să, să vedem pe unde ne băgăm. În sfârșit am venit și eu în haine mai lejere, până acum am fost numai în haine de iarnă. Și astăzi chiar e o zi plăcută. Mâine se anunță 14 grade. Mâine de ziua femeii. 8 martie. Ziua mamei. Da. Păi asta nu e urzică de aici? A, nu, asta e o urzică falsă. De fapt, uite. Asta e urzica bună. Aha. Asta ar fi. Da. Trebuie să... Trebuie să mă echipez. Să-mi pun mânușa. Ia dă-mi. Ia încoace. Să-mi pun șapcuța. Am venit cu șapcă. Da, păi ți-ai pus exact ca pentru vânător, să te recunoască. Stai că nu mi-am reglat șapcă. A trebuit reglat. Acum caut. Ei, șapca aiurea sau e capul aiurea? Șapca. Da. Asta nu știu data asta. Hello. Da, păi lucrăm. Lucrăm curat. Așa e când. Când n-ai ce mânca acasă, vii și când prin pădure. Dar eu zic să mergem un pic mai încolo. Știi? Să vedem. A? Aș pune și o mâna pe ea, dar mi-e frică. Bă, ah. Găsești, nu? Găsesc. Iar am găsit aici, uite. Dar nu vrei să... Dar nu vrei să mergem acolo? Hai că mergem. Dar dacă am văzut aici așa, nu mă pot abține. Da, dar alea au făcut pipi cerbul pe ele. A? Au făcut pipi cerbul pe ele. Da, adevărul că sunt. Numai că-s mititele. Mai să știi că-s faine. Și migăloase. E-s bucuria. Naturii. Da, din țapa astea, aleu. Data trecută am urzucat bine. Da. Eu îmi scot punga. Scoate-ți punga. Am venit pregătită. A, ce pungă ți-ai luat-o acolo? Ha? Hai! Come to daddy! Hai, dar ce fain! Mă bucur! Ce aer fain! Am venit cu o sacoșă mare. O pungă de-asta. Aha. Uh-huh.
Iată că am trecut și de iarnă. Aș din gură o iarnă foarte... Vine acuș. Foarte slabă în, în ce? Soare. Ia uzi. Căruța. Aici căruța. Venit la urzici. Nu filmăm căruța să nu se pierii cal. Hai să... Deci tu vrei să mergem mai încolo, da? Dar vreau să mergem acolo, la locul ăla, cu apă, cu de-astea. Și pe urmă ne întoarcem, știi? Bine. Ca așa, eu cred... Sau nu mai bine. Uite, na, uite, este... Aici, asta e parcă ceva, nu? Nu? Aici e ceva? Uite, asta e bună. Asta. Bucuria lui bunicul meu. Mâine de ziua femeii. Asta, mergem cu mergem la mamaia. Cu urzici. Mamaia nu se supără. Pe lângă o floricică, bucuria ei că postește și să facă un borș acolo cu o mână de urzici, un orez. Da. Se bucură. Că la ea la țară nu a apărut încă. Aici, la pădure, la noi găsim. Aha. Este... Hai să mergem mai încolo. Și frumos, ne întoarcem pe aici. Auzi, te ia. Să vă stau acum, acum. Cum sar eu aici. Oaleu. Mă ține asta. Hai! Aleu! Aleu! Ce fain e pe aici. Am sărit de m-am... De mi-am bruscat toate organele. Ia să vedem noi ce mai găsim pe aici. Orzicuță, orzicuță. Apa curge, liniște. Asta trebuie să curge pe aici. Că vine doamna, chiar e mănuși. Mănuțele astea, filmuțe. Nu le punem la treabă. Da. Ori am venit noi prea de vreme, ori erau mai multe anul trecut. Da. Căutăm. Punem acolo de o... De o mânuță. Să ducem la bunicuță. Nu știu. Asta e să văd că nu cade în apă. Hai, vino încoace. Da. Sunt, dar știi cum, ele n-ai treabă cu ele. Da. Cam acum e vremea lor, că sunt mici și așa, pe urmă. Aha, e și... Mie îmi place aici, cu apa asta, cu... Nu știu câți... Mai vin. Uite. Ce frumos. Mhm. I'm a wild blue. A, pe da. Ăla tu aproape umpli aia. Da, nu se umple, că e mare. Am făcut-o eu, așa. Ia să văd. Am rulat.
mai frumos decât de ziua femeii să îi duci cuiva niște urzici. Aha. Da. Ia uite. Altele vor trandafir și lalele. Și tu te bucuri cu o urzică. Da. Nu ai fost calibrată ca lumea, Dimitic. Da, da, da. Specială sau cu nevoi speciale? Specială. Specială. Hai, vino și sări, pârlează pe aici. Nu să legi ce mă grăbești. Păi mi-e frică să nu caz în apă, aici aș fi urmat. Vrei să mă prind? Nu. Nu, că dacă te prind tot acasă vii. Așa că mi-e sub bulendrele din pantalon. Atât. Vor și ele să iasă la aer. Ok. Da. Urzici de păduri, nu? Da. Asta e, ia-s-o. Atât. Atât. Ia să te văd aici, la piatra magică. Să mă vezi în acțiune. Și cu aia ce vrei să faci cu aia? Săritura cu prăjină. Da. Ia. Băi, ai să cazi în apă, băi. Am să cad. Pune și tu un picior așa, în groapa aia, unul pe piatra aia. Măi, da, mă sprijin de asta. Hai de capul meu, iau-te, audiență maximă, gata, asta-i, hai! Da, hai, bă. N-ai vrut să cazi, nu? Să înceapă culesul. Să aude apă, aha. Ce vorbești? Punga e mare. Punga magică. E punga magică, da, că e un celofan. Dar e mare, am rulat-o eu. Oh, asta nu știam de ce mă înțeap. Deja e spartă mănușa. Ui, frate. Trebuie să o schimb cu asta. Să ne bucurăm de natură. Poate avem noroc și găsim și flori pentru maică. Maica bună. Un rac, nu găsim un părâiaș ăsta? Un rac? Un rac. Ce e aici, la piept. Uite. A, păi dacă ți-ai luat și urzi și niște cărnițe de acum. Da. În apele astea... Tulburi. În apele adânci și repezi. Toate ca toate, totul e frumos, nu mai sună tu. Drujbelor. Ia urzica, neamule. Foarte bune urzicele. Și zeama de urzică bună. Hai că vin mai încolo, poate. Oare străini știu de urzică? Cred că știu, dar doar ca să le înțap, să le... Știu că te înțeapă, presupun. Nu le mănâncă. Rușii își dau cu urzică pe spate, nu? Pe la... Ficăleți? Unde se duc acolo, în astea, în... În sauni, știi? Bat cu urzică. Da. Altceva, domnule. E bun ca ta. Aha. Bata aia cu urzică. Oare să mergem pe aici, pe sus, sau să mergem pe lângă? Hai pe lângă, hai pe așa, jos, pe lângă apă. Mai este urzică, care zice bunic mea că e urzică falsă. Aia nu te înțapă și nu e așa. Să arăt în aer. Seamănă cu urzica. Numai că nu este urzică. Uitați. Așa ceva, seamănă. O, aia, cred că și un novice își dă seama că nu e. Una e așa.
Este alta care nu te înțeapă. Am descoperit locul ăsta anul trecut. Am bine că toată pădurea e plină de ursici, dar aici e mai așa, mai frumos, mai... Păi arată, că e de frumos părerea asta și mai ales. Uite aici, astea nu sunt? Da, cum am. Mă duc mai încolo. A, se găsesc urzici. A, uite-le cum stau. Unde floricele. Urzicele. Da. Se faine. Mă, că-s micuți ele așa, da? Acum e momentul. A, cred că le găsim toată luna lui Marti pe aici. Le găsim toată luna lui Marti. Care mai vrea? Și are un petec de păduri sau ceva. Ar fi fain. Să vă duce să luați urzici. Ia, vezi, ce-o ieșit? Bă, da, eu chiar tu știi, chiar le simt. Da, miroase? Miroase frumos. Miroase, nu? Miroase, miroase fain. Tare, iarba, a bunut. Da? Nu acum. Când? Anul trecut, când am venit pe mănuși. Da, e bun. M-am învățat minte atunci prima dată. Alungă reumatismul. Am venit atunci doar de curiozitate și m-am înțeles. Da, dar am cules multe. Înțeles atunci care îți pasă la. Dar numai că, știu, când după ce le speli așa, nu prea să rămâne mult. Asta e și treaba, că pentru gust, la orez, la un borș. Da, dacă da. Vrei să le faci simple, așa, cu ceapă, cu o leacă de făină, cu geamă lor, trebuie să ai mai multe. Dar lasă, ai tu rețete acolo puse. Două rețete, le-am pus urzici mestecate, cum se zic la noi. La Moldova. Și pilaf cu urzici. Da. Borș se mai face cu cartofi, cu urzică. Dă gust bun. Uite, chiar sunt faine astea, sunt mai mărișoare. Hop. A, ce bunica o mâncare din el. Păi nu. S-ar mânca, cred că ar rupe acum. Păi. Deci de asta ne mai gândim dacă îi luăm flori sau nu. Eu îi duc o pungă de urzici și gata. O pungă de urzici acolo, o sticlă de vin. Și mâncam. O sticlă de gin. Mâncam. Uite, asta e o singură plantă, vezi? Da, uite, s-o făcut pe rădăcină. Da, oricum îi cresc și pe lângă casă și pe lângă asta, da, nu prea... Pică pe vremuri, era numai șampon de urzici. Asistere. Da, la noi. Șampon de urzică. Ăla verde. E spălai și păr n-avei. Nu. Nu, dar acum, serios vorbim, e fain să te speli și pe păr, că îți face părul fain. Așa, mă. Așa. Și de la coaja de nucă sau frunzele de nucă, de nuc. Da. Uite, pe la urzici n-ai cum să mai greșești. A. Că mănânci ceva și nu-i bun. Cum e la bureț. La bureț, nu știai, ăla e bun, ăla nu-i bun. Dacă ei, vedeai în 24 de ore dacă mai sufli, era bun. Dacă nu, nu era bun. Mănânci odată, nu? Da, vedeai. Mănânci odată. Tuleac se adună. Da, da. Hai că punga e mare, am rulat-o eu. Hai, da. Le mai alege băbuța. Da, le culeg destul de curat. Uite așa, umplu punga asta.
Faci un kil acolo, oare? Sunt ușoare. Aia, dar... eu zic un kil tot faci. O rolez așa ca să închei mai ușor. Aha. Ma, hai să mai căutăm. Uite, sunt altele un pic mai închise la culoare, mai roșiatice. Într-o seară. Ce e ăla? Ce e ăla? Are... Vezi? Când să merg cu mățușor de la biseric. Cu... Așa, să nu ia mățușor, dar... Deci ăștia pe zic că... Da, bă, uite ce... Nu? Ce interesant. Nu, uite ce frumos. Dă flori, le-am fășat, nu știu ce-s. Însă, stai și nu se... Focalizează? Hai să dăm acum. Aha. Soarte. Hai, mă. Băi, ceva interesant, nu? Oare, oare aici sunt ăștia... Dar nu știi că în pădure, din pădure se colegeau chestiile astea. Nu știu. Ia să vedem. Nu știu ce ăsta, nu? Și la ăsta? Tu, cu ăsta? Interesant, da. Da, cu mici. Toți sunt la fel. Aha. Interesant. Very, very interesting. Tu fi asta? Nu știu, nu știu așa. Un copacel cu fiul. Are apă din abundență. Aici ai părâiașul, aici ai copacelul ăsta care ce-o fi, nu știu. Da, nature. Și uite câți mățișori de așa care zici tu, vezi? Plin aici. Aha. Cu floare mov, așa cum... Au floare mov, dar ei parcă erau mai deschis de acolo și așa. Când stat mai mari. De... Păi și la ce-s bune astea? Da, eu știu că sunt la biserică, ziceau la mine. Aaa, la biserică. In the church. Nu, de au prostii vorbesc de... Intrarea Domnului, da, în Ierusalim s-ar putea. Da. Păi, cine știe, să scrie. Să învățăm și noi, nu? Uite, floricele galbene. Aici, floricele, viorelele. Viorele? Viorele? Viorele nu e aici, viorele e la... Viorele n-ai văzut. E în sat, viorele.
Da. Dar merge treaba, nu? Ca la țară. Stai cu curun sus. Cu fundul, dragă. Trebuie să pui ceapa în pământ. Da, nu o comi. Numai la țară să stă cu fundul în sus. Stai și la oraș cu fundul în sus. Stai tu liniștit. Cei care nu pun ceapă la țară cu fundul sus, stau orășenii cu fundul sus. Ne! Aleu! Ia să vedem ce vezi pe aici așa. Băi, e plin de urzici. Plin, plin, plin. Aha, mai mult. Urzici. Aoleu. Da, avem. Avem treabă. E o leacă de muncă la început, dar ce să facem? Deci prin liziera asta de... Ce mare. Ha? Cred că o sfințic la pădure. Da. Da, de doamna m-a încălzit. Te-ai încălzit? Aha. E bun atunci. Te-ai încălzit. Asta fie ce bucuroasă o să fie bunica mâine. Da. Aha, auleu. Uai, trebuie să ai grijă, uai. Da, trebuie să ai grijă la... Sal... Cred că-i salcâm. Spin salcâm, nu știu ce. Gata, s-au dus pantalonii la Versace. Ultima dată când am fost la pădure, am plantat aia cu acăzii, da? În pământ de aici, de la pădure. Da. Și vestea bună e că au rezistat. Tiu. În balcon. Trebuie să mergem la țară să-i plantăm. Mâncăm coacă să de acolo. Vrei să faci o baie? Da, am venit să-mi bag mâinile. Nu picioarele. Bă, vezi mâinile. Deocamdată nu, că da, nu treabă cu urzice. Terminăm funga asta. Și pe urmă bagi mâna în apă. Să străcurești. Mânuțele? Da, rănile astea provocate de... Uite aici, ăsta îți provoacă rând. Au, mai îmi provoacă rând. Cine? Sutienul, văd. Aia e bun. Ești o sârmă. O, ești o sârmă. Dacă ăștia fac sutienii cu sârmă. Aha. Nu știu oameni răi, băi, numai să ținui femeia. A? Cum ești? Am cam umplut punga. Mai are o leacă, dar începe să se strice punga. Așa că cred că ajung pentru prima dată. Ia. Iar zica. Este destul de curată, destul de faine. Mi s-a rupt și mănușa. Haide. Uh-huh. Păi, hai de-o poftă ai făcut. Uh-huh. Hai să purcedem. Hai să purcedem așa. Am făcut câteva de mâncărțim. Aha. Faci mișcare. Te bucuri de natură. Vin și te bucuri de natură. La 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 la. Uite așa, pe malul apei. Ai zis că vrei să-ți bagi mâna în apă. Da, dar... Dar ce? Dar încoa. Uite o broască. Unde broască? E filmată? Uite aici. Să arăt acum de pe mal. Aici, lângă stigma. Uite încă una. Uh-huh.
Și una e cu capul acolo, în apă. Deci e pui de un baltă. Un pic mai în dreapta. Nu văd. Cum nu văd? Uite acolo. Uite. Ia să vedem cum. Mă uit ce interesant cum se văd toate ramurile astea, rădăcinile. Așa, lăsăm asta un pic. Apa curgătoare. Da. Deci, încheiem aici. Dragilor, aici încheiem o ziua. Activitate plăcută. Aha. La urzici. Cu produse naturale. Bio. Da, uite cum stau. Cine vrea să vină să-și ia. Și noi vă spunem pa, pa.